Noi avem un sistem nervos care se ocupă inclusiv de buna stare interioară a organismului nostru. E atât de sofisticat făcut încât nici până în zilele astea, cu toată tehnologia, nu prea știm ce se găsește în interiorul său. Deși unii au pretenția că știu, de fapt suntem de-abia în această zonă. Sigur că da. Avem o zonă ancestrală a creierului nostru care știe exact ce are de făcut, cât e măsorașul, cât se întinde, unde trebuie să ataci și etc. am descoperit că microorganismele, respectiv bacteriile, fungii, virusurile, au apărut cu circa 3 miliarde de ani înainte a apariției omului pe Pământ, că sunt în jur de 3 miliarde și din aceste 3 miliarde de microorganisme noi cunoaștem sub 0,5%. Ce am mai învățat noi în perioada asta de timp? că aceste microorganisme sunt de 10 ori mai multe pe noi și în noi decât propriile noastre celule care constituie organismul nostru. Și că a fluxul de informații pe care aceste microorganisme aduc vis-a-vis -vis de informația noastră genetică este de 100 de ori mai mare. Ce înseamnă asta, pot traduce din română în română? Înseamnă că tot timpul există un schimb de informație, genetică, evident, între lumea microorganismelor și lumea noastră. Care este rolul? Problema este unul foarte interesant, să ne pregătească pentru ce va veni, o următoarea perioadă de timp. Vedem, de exemplu, că în structura genomului uman, cam 8% din structura genomului uman provine de la retrovirusuri. Unul dintre retrovirusuri e la care dă SIDA. Și întrebarea este ce caută această structură genetică inserată în genomul nostru celular. Fără această structură genetică nu s-ar putea dezvolta placenta. Și atunci ne-am naște din ouă sau din altceva în niciun caz din ceea ce suntem acum, adică embrion, intrauterin și pe urmă procesul de concepție, etc. Acum, dacă vorbim de un pumn de pastile, așa, data viitoare vom veni cu o inserție genetică care să corecteze problema și să se închidă dosarul medical. Ne dați speranțe că va exista uh, și tinerețea fără bătrânețe? Uh, nu este exclus, pentru că noi ce știm? Nu știm că aceste celule ale noastre au niște cicluri de tip G, care sunt supuse unor pacturi de îmbătrânire, așa a de la mama la sură, când nu răspund la factorii de îmbătrânire, apar neoplasmele, apar cancerele. Deci, foarte probabil că da. Însă, va trebui să lucrăm cu foarte mare atenție, pentru că vom ajunge în alte zone pe care nici măcar nu le putem bănui în momentul de față, din punct de vedere al dezastrelor posibile pe care ar putea să-i genereze. Unde este Dumnezeu în acest mecanism perfect? El e peste tot. El e peste tot. Că îți dă un blânci, un bobârnaș și spune fii atent în zona respectivă, da, îți dă o direcție. Nu ți cont de direcția respectivă, atunci s-ar putea să mai și greșești. Dar de obicei ia acolo și uneori te luminează. Bine v-am regăsit la altceva. Invitatul ediției de față este o personalitate medicală. Este unul dintre cei mai mediatizați medici din România. Un medic iubit atât de oameni, poate mă va contrazice la un moment dat, dar și de Dumnezeu. Un medic ce consideră că o viață salvată te apropie ușor de divinitate. Bine ați venit, domnule profesor universitar, doctor Adrian Strainu-Cercel. Bine v-am găsit! Domnule profesor, m-aș încumeta să parcurg CV-ul dumneavoastră, dar cred că nu l-am epuizat într-o singură oră. Am să încerc totuși, așa, să sumarizez. Ați terminat medicina în 1982, în 1988 erați deja consilier la Ministerul Sănătății, din vremea respectivă, ați lucrat ca medic specialist în boli infecțioase la Spitalul Colentina, la conducerea căruia ați și ajuns în 90. Până la desprinderea Institutului de Spitalul Colentina 2007 v-ați aflat la conducerea fiecăruia dintre ele, fie ca manager sau ca director științific, v-ați specializat la început în hepatită, apoi în uh, SIDA, ați urcat treptele academice, aveți titlul de profesor universitar, conducător de doctorate, cercetător, membru al Academiei de Științe Medicale, autor de peste 200 de cărți, alții poate n-au citit nici 10% din, no, nu... din ce ați scris <laughs> dumneavoastră, și toate acestea nu s-ar fi realizat fără Dumnezeu, pentru că afirmați dumneavoastră că Dumnezeu este poate figura, dincolo de părinți, de mama și de tata, figura proeminentă a existenței dumneavoastră. A existenței tuturor. Unii nu l-au pe Dumnezeu, din păcate. Eu nu știu că l-au. El este acolo, îl vechează, dar probabil că ei nu au această percepție, dar deja lucrurile se despart. Când l-ați a avut întâia oară pe Dumnezeu în fața dumneavoastră? Poate atunci în copilăria de la Orbeni, din județul Din pentru că bunicul meu a fost preot și priscând în acea atmosferă era clar că e pe acolo. Erați copil de strană? Nu, nu am fost copil de strană, mă duceam chiar mai rar la biserică și mă duceam când mă lua coana preotea, adică bunica mea, în zilele de sărbătoare, înaintea Paștelui, Crăciunului, atunci. În rest, nu am fost îndoctrinat din în acest punct de vedere, dar evident că ce ar trebui să rămână a rămas. Vorbim despre copilăria de la Orbeni și v-ați născut într-un an, chiar înainte de a începe înregistrarea, într-un an Tulbure. Bine, toți anii aceia 50 erau ani tulburi. Anul grei, da. Dar anul revoluției maghiare, anul mișcărilor studențești din România anticomuniste. Ce vă amintiți de copilărie? Nu mai lucruri frumoase, cu excepția cooperativizării. Nu mai lucruri frumoase pentru că aveam grădină, aveam copaci, mă urcam pe casă, săream într-un copac întratul din măr, în păr și tot așa. Deci aveam libertate de plină. Mi-aduc aminte că în o zi înainte de un în Paște, intram în clasa întâi și alergam pe acolo, prin jurul casei. Și mai că am tot zicea, nu mai alerga că poate ți se întâmplă ceva. Și din păcate s-a întâmplat cam unde ca și am căzut cu un capul în cui și mi-a rămas și un semn. Și a trebuit să merg la școală, în primele zile de școală, cu Tita mai bandajul pus pe cap și toți mă întrebau ce ai păsit, ce ai păsit, ce să fac, am căzut și m-am lovit, mare chestie nu era, dar ca idee. Deci era un grad de libertate că se poate declar și tot timpul cei din jur mă ajutau să trec peste toate în astea care sunt tinere de copilărie. Și nu numai că vă ajutau, dar vă și modelau, mama profesoară de limba română. Da. Tatăl medic, medic da. poate de la tata ați preluat această dragoste față de medicină, pentru că la început ați fost îndrăgostit de teologie? Uh, inițiat, vreau să fac uh, să mă fac preot uh, și luasem așa în calcul unde să mă duc, porma. Uh, am avut, să spunem așa, o perioadă de respiro că am văzut că un preot nu prea făcea ceea ce consideram eu că trebuie să facă, și atunci mi s-a luat. Și m-am îndreptat în clasa a 12-a către medicină. Era tatăl dumneavoastră medic, dar într-o mărturisire de -a dumneavoastră spuneți faptul că nu avea timp de nimic. Nu v-a speriat faptul că nu vă veți permite să alocați timp familiei? Nu, întotdeauna se găsea timp și pentru noi în casă că era mai mult, că era mai puțin, făcând parte din generația copiilor care au crescut cu cheia la gât, vă dați seama că ne vedeam după amiază acasă, dar era foarte bine. Nu erau cine știe ce lucruri de văzut, de exemplu, la televizor. Și în perioada aia televizoarele erau negru, târziu au apărut cele colori și erau... Ba, sau, uitam, parțial color. sau parțial colori. <laughs> cu acea sticlă. De exact. Aia era, deja un upgrade Aha, și dar au fost momente clare, bune, frumoase n-au fost probleme Mama nu a încercat să vă înduplece să uh, mergeți către un, o carieră didactică să fiți, Ei, să aveți cartea până acolo până da. la medicină pentru că ulterior iată, uh, cumva ați mulțumit-o și pe mama putem da, înțelege din ăsta de vedere, da Uh, nu, niciun din uh, ai mei n-au încercat să-mi impună ceva. Uh, Țin minte doar la liceu, când a fost să uh, dau examenul între 8 -a spre 9, atunci s-a pus problema și am avut o oră și care discuție și mai că mi-a zis că e foarte bine să înveți o limbă străină. Și asta era prin 75 și, și uh, uh, sau mai depreme nu mai știu. Și am dat la liceu de franceză. Uh, nu prea știam franceză, era franceză din uh, școala generală, dar uh, la examen nu ne-a dat să vorbim sau să scriem în franceză, ci ne-au dat un test de logică, ne-au pus niște cuvinte, niște verbe, niște ce nu mi a pus ei acolo și să construim o traducere din română în limba aceea. Se pare că le-am nimerit destul de bine că am intrat uh, la liceu, am terminat liceul de limba franceză și uh, era perioada în care la sfârșitul liceului trebuia să plecăm în Franța. La vremea respectivă aveam laboratoare cu căști, cu magnetofoane, cu discuri, era o nebunie și de-abia așteptam să plecăm în Franța. Dar a venit vremea în care s-au închis porțile în României, n-am mai plecat în Franța, liceul s-a desfințat, a fost singura, singura generație care a făcut cezătosul. Am mai fost pe la liceu și am văzut că s-au păstrat laboratoarele, ceea ce este încă un lucru foarte bun. Dar de se o limba profil. rusă între timp, probabil. Nu, nu, nu. S-a transformat pe în liceu de limba română și cu niște profiluri de asta de biologie fizică, cum a fost mersul lucrurilor. Dar am rămas cu o limbă învățată. Aveam 10 ore de franceze pe săptămână. Adică nu așa oricum și aveam o serie de materii care erau... Visați în limba franceză pentru că se... Am visat se... probabil în limba franceză, acum visez mai mult în limba engleză pentru că toate cărțile, în momentul de față și toate articolele sunt în limba engleză și vrei nu vrei trebuie să citești dacă vrei să fii la zi cu informația. Cum vă proiectați la acel moment Franța și Parisul poate? Aveți așa în... Pe la sfârșitul ce știam mai bine Parisul decât București. Asta era clar pentru că știam pe ce străzi să mergem, cum să mergem în Parnas, cum să mergem la Sacre Cœur. Mă rog, toate nebunile de atunci, Pont -Neuf, pentru că era o poveste și cu Pont -Neuf care pe urmă s-au șters ușor, Nu a venit facultatea, ne-am apucat de treabă, am zis că din momentul în care am intrat la facultate trebuie să fac o chestie cât se poate de serioasă pentru că nu-i de joacă. Armata probabil n-ați ocolit-o. N-am ocolit nici pe aia, am făcut la tere cum era la regim cu termen redus la Timișoara. Atât de departe? Atât de departe. <laughs> <laughs> și, e și Cineva pedepsit. Păi, că era erau, această practică de a pedepsi. Păi erau studenții la medicină, fie mergeau în două progete, fie mergeau spre Timișoara, în partea cealaltă. Eu am cu Timișoara. N-a durat mult, a durat doar cele șapte luni, sau cu tot și fost, șase-șapte luni. Dar a fost o treabă interesantă, pentru că pe noi, pe cei peteriști, ne puneau la studiu. Deci erau orele de studiu, scriam acolo tot felul de chestii din articolele alea de ce erau ele pe acolo și am mai rămas cu câte ceva, inclusiv de modul în care să construiește un sistem de apărare, lucram pe hărți, adică făceam o treabă de de intelectuală. Nu chiar întors era așa. întors bărbat. Da. Astăzi, din păcate... E și asta <laughs> un, și un, asta un aspect. Făcea și sectoare, adică nu era niciun fel de probleme. Dar a fost bine, a fost normal, a fost fiziologic, ca să spun așa. Acum deja e un moft ca să... Și din armata propriu-zisă ați intrat în, într-o altă armată, v-ați înregimentat în spital medical. <laughs> medicală. Da, care e mai aspră și mai severă decât cea din armata propriu-zisă, pentru că telefonul ăsta, din păcate, sună tot timpul. Zici că pleci în weekend. Nu pleci în weekend, pentru că rămâi, de gardă la domiciliu, ca să spun așa. Și nu există weekend în care să nu fie câteva solicitări pe care încerc cu drag să le rezolvă împreună cu colegii care fac de gardă, propriu zis, la spital, la institut. Telefonul dumneavoastră se odihnește vreodată? Are somn? El, da, <laughs> eu mai puțin. <laughs> Pentru că el mai stă și la încărcat. Ați început, ați avut primul contact cu uh, spitalul. Ați avut la un moment dat, după acea perioadă, probabil că a fost botezul, acel foc al spitalului, botezul primit, ați avut vreodată regretul că ați ales medicina? Nu, niciodată. Absolut niciodată. Medicina este ceva care mă completează, îmi aduce un plus de existență pe acest pământ, mai ales în momentele în care reușesc să fac bine unor oameni când nu reușesc acest lucru și se mai întâmplă, atunci regretele să te există. Plâng medicii? Dar bineînțeles, medicii nu sunt oameni, ba chiar mai mult decât alții. Se întâmplă să nu poți să ajungi un pacient, pentru că sunt momente în care nu ești Dumnezeu, nu poți să faci minuni, Dumnezeu îți dă numai cât poți să faci. Restul îi aparține. Și atunci ai destul de greu de trecut peste, dar trebuie să trecem foarte repede peste aceste momente, aceste momente ca să putem să-i ajutăm pe ceilalți care vin din spate și așteaptă ceva de la noi. Discutam la această masă și cu domnul profesor dr. Silviu Constantinoiu și îmi spunea că sunt amare pe lacrimile unui medic da, și că teorii. atunci când ai sentimentul de neputință nu-ți mai rămâne decât să poate să plângi și să te rogi la Dumnezeu ca altă dată să, Categorii, să fie lângă tine. Categoric, așa, prin gărzile mele, mi-a venit într-o noapte o doamnă de vreo 65-66 de ani și m-am apucat de treabă să văd cu ce pot ajuta, cu nu știu ce, și mi-a zis, domnul doctor, lăsați-mă că până mâine dimineața nu mai sunt. Și așa a fost, până a doua zi dimineața s-a sfârșit cu tot ce am încercat eu să-i fac. M-am dus la necropsie să văd ce s-a întâmplat acolo? Avea coronarele impecabile. Impecabile. Nu i-am găsit absolut niciun fel de N-am mai vrut să trăiesc. Cu astfel de situații n-ai cum să te pui. Există această uh, vorbă populară că nici medicul, nici Dumnezeu nu poate ajuta acolo unde uh, pacientul nu-și mai dorește să trăiască. E important ca un pacient să-și dorească să trăiască? Oh, foarte mult. Noi avem un sistem nervos care se ocupă inclusiv de bună stare a organismului nostru e atât de sofisticat făcut încât nici până în zilele astea cu toată tehnologia nu prea știm ce se găsește în interiorul său. Deși unii au pretenția că știu, de fapt suntem de-abia în această zonă. Sigur că da, avem o zonă ancestrală a creierului nostru care știe exact ce are de făcut, câte e cât se întinde, unde trebuie să și etc. Noi acum suntem bombardați cu tot felul de informații care mai de care vorbesc informații ale microorganismelor care ne atacă pe noi informațional, informațional. și nu vorba de informații venite pe TikTok sau pe Facebook sau alte chestii. Ca acolo slavă domnului, e plaja largă. Ce am descoperit noi? Am descoperit că microorganismele, respectiv bacteriile, fungii, virusurile au apărut cu circa 3 miliarde de ani înainte apariției omului pe pământ, că sunt în jur de 3 miliarde și din aceste 3 miliarde de microorganisme noi cunoaștem sub 0,5%. Ce-am mai învățat noi în perioada asta de timp? Că aceste microorganisme sunt de 10 ori mai multe pe noi și în noi decât propriile noastre celule care constituie organismul nostru. Și că a fluxul de informații pe care aceste microorganisme aduc vis-a-vis -vis de informația noastră genetică este de 100 de ori mai mare. Ce înseamnă asta, pot traduce din română în română? Înseamnă că tot timpul există un schimb de informație genetică, evident, între lumea microorganismelor și lumea noastră. Care este rolul? Problema este unul foarte interesant, să ne pregătească pentru ce va veni, pentru următoarea perioadă de timp. Și, de exemplu, în momentul de față, noi știam că ne naștem sterili, fără nimic. Fals. Genomele microorganismelor se constituie încă din viața uterină, intrauterină. Și îți lasă acolo amprenta genetică care îți face responsabilă. Fie te lasă să duci o viață normală, fie îți pune o piedică pe undeva și ajungi să o faci o boală autoimună, fie, 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 fie. Fie, fie te îți face o predispoziție să dezvolți boală cronică pulmonară, etc., etc. Adică nu e nimic întâmplător. Acum noi ne mirăm. De ce ne-am îmbolnăvit? Păi de aia. De ce? Pentru că pe lângă această informație genetică pe care o avem, noi adăugăm tot felul de trăsnei. Să o numim această predispoziție? Da, e o, predispo e o predispoziție, dar este predispoziție. dictată de această lume vie care ne înconjoară. Evident că în momentul în care vom desluși cum se realizează aceste contacte și cum pot fi ele limitate sau, din contra, amplificate, atunci se va schimba cu totul relația om-natură. Până atunci mai avem. Dar există un ghid de armonizare a acestor două lumi despre care vorbiți dumneavoastră? Uh, ghidul, cum am putea noi? Ghidul o fi, dar nu e la noi. <laughs> ghidul, cu siguranță, e la cel de sus. Pentru că după ce a făcut în lumea microorganismelor și a făcut omul, a spus, băi, ești cam dezgolit, așa. Expus. spus, Hai să spun niște scuturi de apărare. Din ce? Tocmai din lumea microorganismă pe care le avea de îndemână. Și de aia se face că avem aceste microorganisme, unele dintre, dintre, ele ne sunt foarte benefice pentru că, de exemplu, la nivelul tubului digestiv, sintetizează vitamina B12 pe care noi nu o putem să facem. Și fără ea n-am avea măduvă, o soasă funcțională, n-am avea hematii, nu ne-am putea oxigena, etc., etc. Deci toate se înlănțuiesc. Noi le pipăim așa puțin Cumva câte putem puțin. afirma faptul că poate și înainte de naștere suntem vaccinați de acolo, de undeva, A, categorie, de, categorii, de, categorie. de, de sus. Păi toate aceste genome de care vorbeam sunt practic niște așa de vaccine. Scuturi de protecție. scuturi de apărare. De apărare. A fost această discuție la nesfârșit, pro și anti-vaccin. Evident nu vom așeza aici pe masă pentru că este o discuție care va aluneca oricând, de pe orice masă. Ne pregătim acum în această toamnă de, cel puțin sceptici anunță, de un nou val de pandemie. Nu e un nou val de pandemie, este un nou val epidemic. Dacă vreți, pandemia și-a spus cuvântul, s-a încheiat... Acum virusul respectiv a devenit un virus endemic, adică dă îmbolnăviri în cursul anului, din când în când, după perioade de mai lungă mai scurte de timp. Ce este însă bine în toată povestea asta este că au apărut aceste vaccinuri pe bază de de mesager, care sunt practic mură în gură. Adică nu mai lasă organismul să ia, să disege, să fadă care este componenta care poate fi folosită pentru a face anticorp, ci spune, uite, asta este ea, anticorp, croșetează-i pe față, de pe dos și pune organismul la dispoziție. Pentru treaba asta s-a dat un premiu Nobel acum. Pentru uh, aceste vaccinuri rna mesageri. Și cu toate că s-a dat un premiu Nobel și acolo este o comisie care studiază, palidează, etc., etc., lumea tot zice că, vezi, Doamne, ce propastie s-a făcut. Credeți că ne vom întoarce la mască? La? La mască. Nu neapărat, dar e de recomandat că atunci când în jurul tău există oameni care tușesc, stănută și așa, să porți o mască, că te protejează pe tine. Sunt foarte multe microorganisme în momentul de față care fac pe De exemplu, virusurile gripale s-au înhăitat cu virusul respirator sincițial și dau forme severe la adult. Dacă îi spui cuva că, vezi, doamne, urmează să vină valul de gripă și, și e bine să te vaccinezi, zice că cine știe ce n-ai mai interese mai e. Am auzit și aici, bine, adevărul și mituri, dar am auzit foarte multe voci care contestă și vaccinul antigripal. Că nu este țintit pe tulpina care este, care generează această Pentru că epidemie. Pentru că nu știu de ce vorbăm, propoziție. Și trebuie să ne temem sau nu de vaccin? A, categoric nu. Categoric nu. Ca o dovadă, dacă asta poate să fie o dovadă, mi-am făcut patru doze. Adică cele trei standard și cea combinată ca să mă asigur. Eu lucrând într-un mediu de boli infecțioase. Adică nolens, vreau, nu vreau, intru în contact cu pacienți care sunt purtători sau chiar eliminatori de virus în atmosfera în care lucrez. Și stavă Domnului că am destule consulturi pe care le fac și la un moment dat, dacă nu te protejezi, ce o furi mai pe românește. Citeam un titlu din Europa Liberă, îl citez acum, România nu vrea să cumpere niciun vaccin COVID din cele 19 milioane de doze alocate pentru 2023. Cele vechi. Din cele vechi. Din cele vechi, păi ce să mai facă cu ele? Dar ar trebui să... Ce trebuie practic noi acum ca sistemul medical să fie pregătit și să nu mai fim descoperiți. Noi trebuie să înțelegem că aceste virusuri își modifică structura genetică și respectiv forma, și nu mai sunt recunoscute în totalitate de către anticorpii pe care deja am făcut. Se întâmplă ceea ce s-a întâmplat și la gripă. Știm că la gripă virusul are o perioadă în care face mișcări minime în structura sa, după care urmează o modificare majoră care să face răspunzătoare de o epidemie și inclusiv de decese și atunci trebuie să fim foarte atenți. Deci toate lecțiile astea sunt învățate, în special de la gripă. Și atunci ce ne rămâne să facem? Să luăm lecția de la gripă și să o punem alături de COVID. Să o multiplicăm. Și să o multiplicăm, adică nu trebuie foarte multă filozofie, însă trebuie foarte multă muncă de laborator pentru a identifica, așa cum se face și la gripă, în decursul anului, an, care este circulația virusului respectiv unde dă cele mai multe efecte, care sunt tulpinile care se vor face responsabile de un eventual episod epidemic și față de acestea să construim vaccinul. Acum tehnologia de a realiza un vaccin este cu totul și cu totul diferită. Dacă înainte la gripă vorbeam de ouă, incubate, etc., acum lucrurile se schimbă foarte mult. La gripă, de exemplu, au apărut vaccinuri care sunt cu doză amplificată pentru persoanele în vârstă. Persoanele în vârstă au un sistem de apărare care este puțin um, afectat de trecerea anilor de și ușură. atunci trebuie să-i dăm un, uh, o cantitate mai mare de antigen așa fel încât să poată să-și fabrice anticorpii de care are nevoie. Deci lucrurile sunt în dinamică, toate sunt studiate, nu este nimic care să fie lăsat la întâmplare. Lumea spune, n-ați avut suficient timp să-l faceți. Nu e trebuie suficient timp. Îți trebuie să știi să-l faci, când să-l faci. De exemplu, pentru gripă, se iau tulpinile la sfârșitul lunii martie, Organizația Mondială a Sănătății spune clar, astea sunt în circulație pentru că sunt centrele care monitorizează circulația virusului pe planetă și cu fac faceți vaccinul. Toată lumea face vaccinul exact cu tulpinile respective. Și atunci, la Când 1 ar trebui să ne, să ne vaccinăm? Începând aici cu ziua opinie. de ieri. De la 1 octombrie, în principiu, să începe campania de vaccinare antigripală. Până pe 1 decembrie ar trebui p sau e. e preferabil până pe 1 decembrie, că decembrie deja începe să fie o, o lună cu posibilă uh, apariția virusurilor gripale. Până la vaccin, ce ar trebui? Există o uh, Biblie să o numească așa, există un uh, abecedar. Ce ar trebui să facem până la vaccin? Suntem țara în care suntem îndemnați, prin mesaje publice, să ne spălăm pe mâini. Foarte până, bine. până la urmă, este un demers bine cât, se poate de, și pe față. cât se poate de, 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 de bun simț, Categorii. dincolo de orice, nu mai vorbim de igienă, este de bun simț. Dar ce ar trebui să facem mai mult decât de a ne spăla pe mâini? poate de a purta o mască într-un mediu... De uzuale de igienă sunt foarte bine venite și ar trebui să fie căpătate încă de la grădiniță. Pe vremea mea, pentru că am trecut și eu pe acolo un pic, le duceam la grădiniță cu o cutiuță din aia în care aveam inclusiv șervet da? și săpun. Și așa cum era atunci cu găleata cu apă, o găleată cu apă are 10 litri în general, aveam o cană cu care puneam acolo și ne spălam în pauze. Și era obligatoriu la țară, la orbeni, să ne spălăm în pauză, cu apă să pun înainte, să ne apucăm să uh, mâncăm. S-a pierdut acest lucru. S-a pierdut aspectul tăietorului unghii. -a pierdut... La doi pași de orbeni, dumneavoastră, da. la judul meu aveam într-adevăr Batista în școală și exista această, acest control. Era un control uh, sumar, dar un control binevenit. Uh, unghiile, să nu, fie, uh, să nu păstreze murdărie sub exact. ele, să fie tăiate. Uh, și la fel, adică țineau de, de niște norme uzuale de igienă. Correct. Și să mă uita puțin după ureche, după ureche. Așa. discret, nu agresiv. Acum s-ar considera că e bullying nu e fel de dar Dacă nu le înveți pe astea, până să nu te miri, că ți se întâmplă. Ce credeți că e mai periculos? Virusul în sine sau neștiința? A, neștiința, clar. Pentru că neștiința te pune în situația să fii complet descoperit. Și atunci virusul era, era ca să face ce vrea, cum știe el, la ce se mai face. Vă loviți cu siguranță de foarte ați și amintit la un moment dat de aceste rețele care propagă informații. Multe informații sunt poate și argumentate, altele sunt total descoperite. Ne referim la Facebook, la Instagram, la TikTok și alte uh, rețele sociale. Dar dacă ar fi să faceți un top 3 cele mai periculoase afirmații pe care le-ați întâlnit dumneavoastră, care ar fi acelea? Păi aș pleca de la un exemplu de, de la vaccinul HPV, împotriva virusului papiloma umană. La vremea respectivă, când a apărut acest vaccin, care este un vaccin genial, are o proteină care este o asamblabilă și care le face carcasa virusului, ne fiind nimic înăuntru. Și față de ea se fac anticor care protejează și femeia nu mai face cancer de coloterin. La vremea respectivă au apărut niște personaje, că nu pot să le spun altfel, care au luat de aici, de acolo, pickering, așa câte un pic, câte un pic, informații care evident că nu au fost verificate și vă dau un exemplu, o fată de 16 ani a murit în Marea Britanie pentru că a fost vaccinată, când ea avea un neoplasm și a dat-o că e din cauza vaccinului, ca să vă dau așa ceva. Și pe urmă trăsnaie de te doare capul că timp de trei generații va da infertilitate. Păi dacă dă infertilitate, ăia din ce să mai nasc următorii și următorii și următorii? Adică cum face pasajul peste cele trei generații? Peste cele 3. Deci, și asta, culmea, s-a reluat acum, când a fost cu COVID-ul și cu vaccinarea de COVID. Adică cât tărâmi să fim, ca să nu spun altfel, să punem botul la asemenea prostii, când sunt evidente că sunt inemții. Dar nu sunt nimeni să le judece atunci. Au fost și colegii medici, și nu mă refer aici doar la spațiu public din România, colegi medici cu anumite granițe. De pildă vă mărturiseam că am întâlnit un uh, interviu foarte interesant și chiar ar fi un interviu lecție de urmărit mm -hmm. de foarte mulți medici chiar din România. Un uh, medic român stabilit în Germania de foarte mulți ani, de 20 de ani, spunea că acolo există această cenzură a uh, declarațiilor pe care medicii care nu au o anumită specializare, o fac în spațiu public și Colegiul Medicilor ripostează și categorie. chiar îi amendează. Credeți că ar trebui instituită o asemenea măsură și în România, medici cu alte specializări, nu știu, stomatologie, oftalmologie sau Dumnezeu știe ce alte, să nu se în mai da, pronunțe în anumite. Care ar trebui să se manifeste în specialitatea pe care o stăpânește? Este foarte adevărat că medicina este știință deschisă. Nu are granițe într-o specialitate și Dar nu foarte e nici fotbal, parcă nu iese nici nu politică. E, tocmai și e Riscul vorba de sănătatea este... omului. Adică când te apuci și lansezi o informație care nu este verificată și nu are baze și, și subștiințific, înseamnă că ai condamnat pe cineva la moarte. Asta nu se poate accepta în ziua noastră. Și ați văzut, profesorul Coriu, care este președintele Colegiului Medicilor din România, a luat o asemenea atitudine. I-au sărit toți în cap. Că vezi Doamne, ne îngădești, nu, dreptul de exprimare, nu ți îngădește nimeni dreptul de tu exprimare. Problema este ce spui prin acel drept de exprimare. Bine, și dreptul de exprimare, până la urmă, el trebuie uh, uh, dobândit prin uh, expertiza pe care o ai. De, de ce m-aș pronunța eu astăzi în privința uh, expertizei dumneavoastră când chiar nu am elementele, probabil nici de bază? Nu vorbesc uh, doar faptul că am citit, dar toți parcă suntem medici, farmaciști, avem această tendință să fim antrenorii naționale de fotbal, știm mm -hmm. foarte bine cum se fac legile uh, în privința salarizării și alte uh, știm lucruri. Știm tot! Știm, știm tot! Mai greu când să le punem în practică. Ce v intrigat la adresa dumneavoastră? Că la un moment dat ați fost vârful de lance în România cu privire la gestionarea situației și, în ciuda anumitor voci răzlețe, consider, majoritatea v-a urmat. Ați fost un. pentru că aveți o voce dincolo de autoritară, dar o voce credibilă, construită în ani de muncă. Ce v-a intrigat la un moment dat? Și va determina cumva să faceți poate și uh, pasul în spate? Uh, intrigat e mult spus. Uh, mai mult decepționat. Uh, implicarea politicului în probleme de sănătate publică. Problema de sănătate publică, după mine, trebuie condusă de oameni care au expertiza să facă. Și nu de politic. În momentul în care și-a băgat politic cu coada, lucrurile se modifică radical din perspectiva omului de rând. Și ați văzut, peste tot în lume s-a întâmplat același lucru. A venit politicul, a încercat să facă niște politici, n-a ținut că n-a cont de lumea medicală și s-a ales în mare parte praf. Mă uitam la Fauci. Îl cunosc destul de bine, am colaborat la mai multe congrese internaționale, l-am făcut praf. Când sus, când jos, când sus, când jos. Ca și consilier al președintelui Statelor Unite. Nu e posibil așa ceva ori ai încredere în ce spune omul ăla, ori nu pe urmă și interferești și faci zop. și pentru ce? Da, exemple există. Poate că unele dintre ele sunt îndepărtate, dar astăzi, până la urmă, ce e depărtarea de noi într-o epocă în care informația și circulă foarte repede și e accesibilă la un click. Găseam într-un documentar cum a gestionat Islanda, noi vom considera, poate mulți dintre noi, faptul că Islanda este o insulă la capătul pământului, mm. la capătul Treiuri deșertului de zăpadă, și că Dumnezeu știe ce fac ei acolo. Dar acolo au existat trei oameni, toți specializați în medicină și în acest domeniu, care au gestionat întreaga, întreaga pandemie. Și uh, dovadă că și rezultatele au fost uh, extraordinare acolo pentru că rata cea mai mică de decese, rata cea mai mică de, de persoane care nu s-au vaccinat, care au refuzat uh, vaccinul, iată că acolo unde există autoritate și nu au, o, o autoritate gălăgioasă, o autoritate întemeiată, iată că lucrurile funcționează. Peste tot ar funcționa așa, dar vedeți cum este la noi, cel puțin de foarte mulți ani, ca să nu spun de hăt, de în secolul trecut, să spune că întâi trebuie să te recunoască Parisul, ca să te recunoască apoi Bucureștiul. Și asta a rămas în mentalul colectiv. Dar au fost și multe țări care au dat kicks. Să nu uităm de Suedia, să nu uităm de Norvegia, care au venit cu atitudini total diferite. Din punctul meu de vedere, sarcina unui om care se ocupă de sănătate publică în astfel de situații este să piardă cât mai puține vieți. Asta este minirea lui. Și slavă Domnului că România a scăpat relativ bine din această pandemie, din această experiență, pentru că ne-am organizat foarte repede. Noi avem o rețea de boli infecțioase care s-a constituit în timp. Eu am făcut în 1997 centre regionale de boli infecțioase și respectiv de hiv sida și s-au coordonat foarte bine pentru că la bază au avut tot timpul universitățile de medicină locale unde era și nu era așa cum și s-a dat o linie cât să cât bună din punct de vedere a abordării a terapeutice și a managementului acestor pacienți. Dar am pierdut destule vieți. Observăm că aceste epidemii, aceste pandemii sunt ciclice. Dacă ar fi să privim în istoria de dată recentă, ce-am traversat noi, România, mă refer strict la România, ce-am traversat în ultimii ani, ce ar trebui să învățăm din acele greșeli. Să nu ignorăm ceea ce ne poate aduce un val epidemic. Nu avem voie să ignorăm. Dar vedeți că am avut o experiență în 2009 cu așa pandemie de gripa H1N1. Ne-am organizat destul de bine la momentul respectiv, dar, spre surprinderea noastră, am avut șansa ca virusul să nu fie foarte agresiv văzând acest lucru, oamenii ceilalți au tu cu de astea n-ai văzut în 2009-2011 a fost, da, a fost nimica. E da, dar uite că acum, după acea experiență care ne-a dat posibilitatea să ne organizăm, să știm ce avem de făcut, acum, din păcate, am avut de tras. Aminteam faptul că vă aflați la catedră și sunteți profesor universitar. Cumva, dumneavoastră, aveți perspectiva, aveți orizontul în față. Ce înseamnă medicii pe care România îi formează? Sau poate nu, poate mă vezi contrazice. Ce înseamnă medicii pe care România îi formează? Să avem încredere în ei? O categorie da. Universitățile de medicină din România sunt foarte bine cotate. Sunt foarte bine cotate. De exemplu, vă dau de la Universitatea Carol Davila. Suntem în 3,5% din universitățile din con din și it, din punct de vedere al cotării. Primite 5, Iar pe celelalte standarde, undeva 5,7 spre 7. O să fii în pole position, din acest punct de vedere, îți dă o greutate. Și ca dovadă, toți medicii care pleacă din România sunt luați în brațe în străinătate. Migrează mulți, mai mulți. Mulți, mult prea mulți. Mult prea mulți. Mai mulți, mulți decât migrau în anii trecuți. Nu, față de anii trecut, adică față de momentul în care s-au crescut salariile la medici, asta a făcut-o Sorina și trebuie să-i mulțumim pentru treaba asta, că au dus salariile într-o zonă decentă, tot a mai plecat. Dar acum nu mai pleacă din cauza salarizării, ci pleacă din cauza faptului că sunt priviți cu totul și cu totul altfel din, din punctul de vedere al societății. Pentru că în momentul de față este o medicină care este o medicină defensivă, tocmai din cauza acestor atitudini și respectiva mediei, care promovează numai cazurile de eșec, eventual medical, față de celelalte milioanele de succesuri medicale și e, e păcat. Dar nu cumva ne-am pierdut încrederea parcă nejustificat în tot ce înseamnă sistem medical, armată, justiție. E, evident că există și exemple care Eu ar, -ar zice putea că determina. pierdut încrederea. Zice felul următor că până nu ajunge cu la os, poate să vorbească orice persoană respectiv, dar când e ajuns cu la os, categoric se duce la un doctor și mai și ascultă de sfaturile lui. Coordonați aceste, aceste generații de, de medici vin către dumneavoastră cu tot soiul de, de problematici uzuale. Ce invocă tinerii medici astăzi? Poate care este durerea lor cea mai mare? Salarizarea nu mai este, dar este dotarea spitalelor, unităților medicale. Este respectul societății față de lumea medicală. Care respect s-a pierdut. Și cum ar putea Baleu, fi recâștigat? O, greu, pentru că acest... Prin educația noastră? A, prin educația, din... da, de jos, de la grădiniță. Astăzi am fost la deschiderea anului universitar la umfk Carol Davila și a venit doamna ministru al educației, doamna Leca, și spunea că educația sanitară este în grila de opționale. Vreau să-i spun că trebuie să fie în grila de obligatorii. Domnia s-a spus că cei din uh, instituție de în reclamă că nu au de specializate pentru a face această educație uh, sanitară sau medicală. Atâta timp cât nu impui obligativitatea, nici nu se vor uh, arunca să-și formeze și... oameni. Că e un profesor care dă de biologie, că e un profesor de chimie, că e ceva și îl formezi pentru treaba asta. Dacă nu ai acea obligație. E clar că vor rămâne la acel procent de 2-3% din elevii din școală care urmează aceste cursuri opționale pentru educația pentru sănătate. Educația pentru sănătate nu este o chestie atâtica. Este o chestie care se întinde pe foarte mult timp, respectiv până la terminarea uh, liceului și trebuie să lucrurile învățate din aproape în aproape. Veniseră într-o vreme, unia să ne spună că vezi, doamne, Trebuie să învățăm educația sexuală. Educația sexuală e o porticică extrem de mică e din toată această educație pentru sănătate. Noi, pe vremea noastră, am primit educație sexuală în clasa 7 și clasa 8. Au venit de la Direcția de Sănătate Publică, cum era atunci de la Sanepid, cu o cărțulie mică roz, cu niște pagini de erau pe roșu. Și ne spunea cum e cu sifisu, cum e cu Gonoria, cum e cu ce mai era pe acolo. Și ne-au rămas în cap. Și ne-am ferit în mare parte de aceste lucruri. Acum s-au pierdut lucrurile astea. Nu mai sunt nici cei care să facă la DSP uri lucrul ăsta, pentru că s-a desfințat în general. Părinții genea. poate nu fac nici ei din lipsa timpului sau din sau lipsa din informației. Categorii. Din neștiință. Și atunci ajungem să ne educăm populația după TikTok sau... Saltator, mă saltator. Aveți două ofice, ambele medic. Regretați că le-ați îndrumat către medicină? Primul în lucru, contextul lucru nu am în care medici... Al doilea lucru și-au ales, al treilea lucru și-au dorit și acum au făcut treabă foarte bună. Pentru că noi în familie ne-am spus că se poate declara, alegeți-vă o meserie care să vă placă, să vă duceți cu plăcere la slujbă, dacă aveți și un șef deștept și confortabil atunci, e wow. Dacă nu, vă descurcați voi într dar să vă placă ce faceți. Pentru că dacă faci cu plăcere, șansa să dai kicks este foarte mică. Nu că ea n exista, pentru că, spuneam, nu suntem Dumnezei să le știm pe toate, dar încercăm să știm cât se poate de mult în domeniul respectiv. Mirajul uh, spitalelor uh, din străinătate exista și pentru fiicele dumneavoastră? Nu. Nu. Și văd, Domnule, au bătut spitalele astea în lung și lat. Au făcut stagii de pregătire prin Franța, mă rog, pe unde au făcut. S-au tors tot timpul acasă. Hai, cum să facem și noi ca să dezvoltăm chestia asta? Că am văzut acolo ceva. Acum, au și gena de la tată, pentru că dumneavoastră într-un interviu spuneați că și tatăl dumneavoastră v-a educat să fiți român. Bun da, român. Categoric, categoric. Deși săracul a avut multe probleme, a avut și doviciul forțat pe vremea comunismului. Uh, mi s-a ridicat dreptul de practică. Mă rog, uh, a trecut prin multe, dar am rămas tot timpul cu picioarele pe pământ, ceea ce este de admirat. Ați suferit și dumneavoastră din cauza comunismului? Nu aș putea să spun că am suferit, pentru că pe mine nu m-a afectat. Uh, am Faptul pot că să mă duc... Tatăl a avut, uh, a avut acel gen, dosar, da. dumneavoastră n-ați avut uh, pătatul dosarul. Din când în când social? mai era ridicat de acasă și nu știam de ce. Și ne mai venea câte o percheziție, așa, incognito. Dar asta a fost, știu și eu, până când am, am, am intrat la școală. După ce am intrat la școală, lucrurile astea au început să se atenueze. După ce a venit Ceaușescu, așa, practic, perioada de sub Gheorghe Gheorghe de s-a închis. Și el a venit cu o schimbare de atitudine. Atunci s-a reactivat diploma, etc., etc. Și am reușit, ne-am dus întâi la ajut, am stat uh, doi ani la ajut, pe urmă am în București, și s-a acceptat astfel inclusiv a mamei mele la uh, școală aici în uh, militari, în București. Deci lucrurile au intrat într-un calm relativ. Am avut o situație în care fratele meu a plecat în uh, Austria. Medic în Austria. Medic da. în Austria, a fugit în Austria. Uh, și uh, nu mi-a zis -mi e nimic nimic. A venit o colegă și a zis, Băi, vezi că la rectorat se discută că frate tău a plecat de -o -o. So what? Adică care e problema? Nu s-a atins... ați da avut vreo barieră în acei ani să fiți solicitat vreodată emiterea unui pașaport, să participați la vreun congres și să nu ziceți... Pe vremea aia nu plecăm acord. noi la congres. Noi la congres am început să plecăm după anii 90. Până în anul 90 nu pleca... Sau, mă rog, plecau câțiva aleși, ca să spun așa. Dar uh, informații aveam. Aveam uh, o bibliotecă foarte mare și bună la Institutul Neghelupu, foarte tare. De acolo luam revistele. Aveam uh, bibliotecă de la Institutul Cantacuzino, iarăși o bibliotecă, wow! Aveam o biblioteca universitară, care este și acum și era dotate cu de toate. Adică puteți să și cumperi, nu și ai puternic. Și, mentor, da, și pentru că la fel discutam cu domnul profesor universitar doctor Irnel Popescu aici. Vorbeam cu uh, domnul profesor universitar Ciurea. La fel, adică există mentoratul care astăzi, iată, a rămas pe umerii dumneavoastră și profesor uh, și, a profesorul, și co exact și, da. și a colegilor din acea generație. Dar credeți că cadrul didactic de astăzi mai are puterea să mai nască mentori? Oh, cu siguranță. Asta nu se pierde. E, se pare că este în la românilor să facă acest lucru mai mult decât în vest. În vest trebuie să fii mai mult autodidact. Pe când aici, de bine de rău, este un cadru medical care încearcă să îți dea niște informații pe care tu pe urmă trebuie să le validezi singur. Adică eu le spun studenților și rezidenților mei, în principiu este așa. Dar întrebați-mă de ce așa. Că eu pot să vă spun că e așa și voi să mă credeți. Nu e întotdeauna ok. Întrebați-mă și dacă încercați să le faceți, să fi logic pe care l-am spus eu, înseamnă că da, vă validați voi modul de gândire, pentru că în momentul de față este un foarte mare risc în medicină. Și acest risc în medicină este dat de ghiduri și de protocoale. La un moment dat am pus următoarea întrebare, dacă tu sunt atât de multe ghiduri și de protocoale, de ce trebuie mai facem facultatea de medicină? Te duci pe Google, respectăm îți pui diagnosticul, dacă vrei să când opinie, te duci pe Yahoo, și ca ai diagnosticul, te duci, ți ghidul și te duci și faci medicație. Dar nu este cumva acel ghid, acel protocol și plasa de siguranță a unui medic care, dacă are uh, sentimentul că poate mai mult în afara ghidului și a acelui protocol, totuși parcă n-ar risca pentru beneficiul pacientului. Asta se cheamă medicină defensivă. Și aici este problema, medicină defensivă. Medicina defensivă ajunge până acolo încât să fie frică să mai pui la popolnav și să-l trimiți la altul ca să nu-ți să nu-ți asumi. Nu asumi. decizia ta medicală. Eu mă uit când să țin raportele de gardă. Și în șir în șiră, în șiră, dar nu în șiră niciun diagnostic de etapă. Și că a avut medicația, bă, dar pentru ce a avut-o? Ce s-a gândit doctorul de dinaintea ta că ar fi avut pacientul respectiv de a dat și aia și aia? Și, pomă? ce s-a întâmplat sub medicația respectivă? I-a fost bine, nu i-a fost bine, i-a fost mai rău, etc. Pentru că toate analizele astea îți dau perspectiva și dinamica bolii respective a pacientului și de devii un medic ceva mai bun decât era înainte. Vorbesc despre faptul că ar trebui să se uh, despartă apele între uh, sistemul medical și politic. Dumneavoastră sunteți uh, și într-o barcă și în cealaltă. Sunt, Sunt în cealaltă <laughs> barcă de curând. De, de curând. Sunteți uh, senator. Și uh, cu siguranță, faptul că vine această propunere din partea uh, unui senator este cu atât mai puternică și ar trebui să se țină cont. Uh, până unde ar trebui să se separe cele două? Total. Total. Politicul să nu mai aibă nicio influență? Nicio influență. E și să de să ce credeți pute... că totuși politicul se ține agățat de, de sistemul medical? Păi, politicul se ține pentru că el este cel care uh, știu, 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 dă drumul la resurse. Dar dacă noi am avea un sistem medical integrat, acum l-am făcut cam praf, atunci lucrurile ar fi cât se poate de clare, ar fi o singură direcție în care ar trebui să meargă sistemul de antar, știi care este nevoia de îngrijire de sănătate din România, pe ce categorii, știi unde sunt vârfurile, pentru că trebuie să recunoaștem, sistemul medical din România este între aici și aici. Aici sunt relativ puține locuri și accesul la servicii de high-tech sunt relativ modeste, iar la bază e cam nimic. Și atunci ar trebui să-l pui tot la grămadă, să vezi cum îți distribui forțele și să folosești know-how acolo unde trebuie și să creezi mijloace pentru pacient să ajungă acolo. Deci nu sunt lucruri foarte complicate. Acum, cu digitalizarea, ar fi la un clic distanță, ca să zic așa. Asta trebuie făcută și nu trebuie lăsată alândala. Pentru că dacă sunt digitalizarea la și fiecare își cumpără un computer sau ce și-o mai cumpără el pe acolo, aia nu e digitalizare. Înseamnă un sistem informatic care să fie unitar, să se poată face medicină pe el din orice colț al țării sau al lumii, pentru că acum a, doua opinie poți să o ceri de oriunde. Nu ai că această cerință de a doua opinie costă și cineva trebuie să pună banii pentru ea. Așa care credeți că este buba sistemului medical? Tocmai această subordonarea politicului sau alta? Este o revoluție care se întâmplă în toată lumea, medicată din toată lumea. Nimic nu mai seamănă cu nimic. Uitați-vă în Statele Unite. A încercat cineva să facă un sistem de sănătate care să fie aplicabil pentru toți și a dat în cap președintea Unite depind. Și modelul n-a funcționat. Ca o anumite facilități pentru medicierul ăla, este altceva, dar n-a funcționat. În partea asta altă, avem modelul Germaniei, unde, de exemplu, rezidențiatul se face prin aplicare, nu se face prin examen. Și asta se face în funcție de ce notă ai avut în facultate, da? cu ce notă ți-ai luat licența și te acceptă sau nu te acceptă la unitatea respectivă ca să te formezi pe specialitatea pe care vrei tu. La noi, deocamdată, am rămas la nivel de examen de rezidențiat național sau mai puțin național, e nesemnificativ, dar nu cred că este cea mai bună formă, și cred că ar trebui să lucrăm la această arie, pentru că trebuie să diversificăm modalitatea în care un om se poate realiza. Eu, de exemplu, să spun că n-am terminat, deși am terminat, că n-aș fi terminat cu Universitatea cu o notă foarte mare și n-aș mai fi putut să ajung ce sunt astăzi. Dar asta e un joc al sorții. Și cred că ar trebui să le lăsăm acest liber arbitru unui absolvent de medicină să-și aleagă ce profesie crede el că ar putea să o facă foarte bine și să-i dăm această șansă. Nu-i o dăm, înseamnă că îl trimitem într-o altă arie pe care s-ar putea să nu-i fie confortabilă și să ducă la un eșec. Trebuie să avem grijă de acest concept care este inteligența românească, că e absolut superbă. Aveți încredere în inteligența artificială? Nu. aplicată în medicină. În momentul de față nu. Și este ușor periculos, Pentru că cine să Ce lasă pericole pres presupune multiple de la erori majore de diagnostic. Adică mintea umană este o minte foarte sofisticată. E adevărat că inteligența artificială face pe scurtătură. Dar și scurtăturile astea pot să ducă la erori pentru că e un algoritm, da nu, da nu, da nu, da nu, adică nu e o mare inginerie mintea omului e cu totul și cu totul altfel structurată și vede din mai multe ari unde se potrivește patologia respectivă. Și, mă rog, o să vină și treaba asta, pentru că se va dezvolta, dar nu se va dezvolta în parametrii de 0101. V-am întrebat despre inteligența artificială, pentru că sunteți pasionat de SF, de filmele SF. Spuneați da, sunt foarte multe filme care au parte de medicină la greu. Cum vedeți medicina în viitor? Uh, medicina în viitor, în viitor, definind viitorul, 50 de ani? Poate 50 de ani, 100 de ani? 50 de ani înseamnă. Vom trăi, în trăi la, și vom. Da, categorii, vom trăi și vom vedea. <laughs> și vom vedea și 100 de, de ani e <laughs> puțin departe. Se va schimba radical, pentru că avem avantajul că acum schimbăm structura genomului uman, începem să deșlușim structura celorlalte micro organisme de care vă vorbeam înainte, dar deocamdată incipient, vedem, de exemplu, că în structura genomului uman, cam 8% din structura genomului uman provine de la retrovirusuri. Unul dintre retrovirusuri e la care de SIDA. Și întrebarea este ce caută această structură genetică inserată în genomul nostru celular. Fără această structură genetică, nu s-ar putea dezvolta placenta. Și atunci ne-am naște din ouă sau din altceva. În niciun caz, din ceea ce suntem acum, adică embrion prin intrauterin și, pe urmă, procesul de concepție, etc. Deci, fiecare astfel de inserție și are rolul ei. Și asta s-a făcut în Cer o mii de ani, respectiv câteva sute de mii de ani. Nu putem trece pe în schimb, având această informație, începem din aproape în aproape să știm și gena aia cum este activată, cum este inhibată, la ce duce, etc. etc. Deci, toate aceste progrese care vor fi uluitoare în următorii 20-30 de ani de zile, vor schimba modalitatea de abordare a pacientului și, respectiv, modalitatea terapeutică. Acum, dacă vorbim de un pumn de pastile, data viitoare vom veni cu o inserție genetică care să corecteze problema și să se închidă dosarul medical. Ne dați speranțe că va exista uh, și tinerețea fără bătrânețe? Uh, nu este exclus, pentru că noi ce știm? Știm că aceste celule noastre au niște cicluri de tip G care sunt supuse unor pacturi de îmbătrânire, așa s de la mama la sură, când nu răspund la factorii de îmbătrânire, apar neoplasmele, apar cancer. Deci, foarte probabil că da. Însă, va trebui să lucrăm cu foarte mare atenție, pentru că vom ajunge în alte zone pe care nici măcar nu le putem bănui în momentul de față, din punct de vedere al dezastrelor posibile pe care ar putea să le genereze. Deci nu e o joacă de aici, de acolo. Natura umană își face treaba așa cum știa mai bine, dar longevitatea începe să spună punctul de vedere. Vedeți că sunt ani pe terra în care oamenii ajung la 100 de ani așa, fără niciun fel de problemă. Avem exemple și în România, că s-a ajuns la această țintă știind că noi avem o putere de a trăi undeva până la 100-120 de ani. Deci avem aceste informații. Numai că trebuie să existe și condițiile. Ori noi ce facem? Pulăm de nu se mai poate, da? începem să ne drogăm, tot fel de trăs de aici. Și atunci toate astea, fiind zone poluante, au repercusiune asupra corpului uman. Nu se mai mănâncă natural, se mănâncă chimicale. Îndopăr cu suplimente alimentare? Până, până la acest efort al medicinei, și la ceea ce medicina ne va oferi ca beneficiu. Poate există un drum către această tinerețe fără bătrânețe? Respectiv, dumneavoastră aveți. Toată lumea se întreabă, domnul profesor, ce dietare, ce regim de viață are, pentru că dumneavoastră sunteți expus. Unor pericole. Spuneați, prin consult, prin momentul în care intrați în contact cu pacienții cu anumite afecțiuni, prin programul acesta de uh, gardă permanent, 24 din 24. Ce ar trebui să urmăm din exemplu dumneavoastră? Nu știu dacă sunt un exemplu sau nu. Mie mi îmi place ce fac. Vă place cafeaua? Da. Vezi multă cafea? Nu Mai ales dimineața la cabinet. După amiază nu mai beau cafea. Dar dimineața, da. Dar au fost zile în care mi-a rămas cafea pe și n-am ajuns să o bea pentru că intrând de la o persoană la alta, uiți și de cafea aia, de... rămâne acolo. Și când o vezi, nu mai bine să o bei pentru că deja e praf pe Zic cu ghireme de rigoare. Dar, da, duc o viață absolut normală. Ce înseamnă? Trebuie să ne odihnim? Să te odihnești atâta cât ai nevoie. Să ne hrănim echilibrat. Cât e nevoie. Deci totul trebuie să existe un echilibru. Categoric. Creierul nostru știe exact ce are nevoie și cât are nevoie pentru că până afară de ceea ce vedem noi, chipurile că avem în cap, mai avem încă un sistem nervos care e la nivelul tubului digestiv și care este format din mai mulți neuroni decât are scoața cerebrală. Creierul de la nivelul stomacului. Creierul de la nivelul tubului digestiv, care e de sus și până jos, și care știe exact ce are de făcut, cât are de absorbit, cât are de eliminat, nu face rabat. Când face rabat, ajungem în excesele pe care le putem vedea cu ochii liberi. Vorbeați, dumneavoastră, despre acest mecanism perfect, respectiv corpul uman. Și dacă un preot, cel pe care în, dumneavoastră la un moment dat în copilărie vă imaginați că îl veți urma, se ocupă de suflete, medicul se ocupă de, de, de trup. Și de suflet. Și de suflet. Nu unde în e? măsura în care se ocupă preotul, evident. Unde este Dumnezeu în acest mecanism perfect e al tot. omului? El este peste tot. Că îți dă un blânci, un bob și spune, fii atent în zona respectivă, da, Două direcție, nu ții cont de direcția respectivă, atunci s-ar putea să mai și greșești. Dar de obicei e acolo și uneori te luminează. Simți că pur și simplu ți-a venit ideea la care nu te-ai fi gândit. Doctor nu poate să pună un diagnostic la care nu se gândește. Oricâtă carte știi. ști. Da? Pentru că diagnosticele se formează din sumarea unor date pe care ți le spune pacientul, să știi să le scoți de la pacient, că și asta este o artă. Nu toți pacienții îți spun ce ar trebui să spună. Unii te iau de la 48. Dacă rămâi la 48 și nu te duci în zilele noastre, rămâi cu simplesea atunci și atunci s-ar putea să pui un diagnostic pe lângă. Deci tot timpul trebuie să știi să-l aduci în zona actuală, evident, ținând cont de ce a fost în trecut. Asta se învață. Domnule profesor, am învățat și noi astăzi uh, o sumedenie de lucruri și am învățat faptul că uh, ar trebui să ne autoeducăm. Dacă nu se ocupă nimeni de uh, educarea noastră, ar trebui să ne autoeducăm când afirm acest lucru cu lucruri de până la urmă de bun simț. Nu trebuie nimeni să, să pună mâna pe un compediu de medicină ca să înțeleagă uh, termeni uh, inaccesibili, ci pur și simplu sunt lucruri de bun simț. Uh, ar trebui să înțelegem că să fim încrezători în medicii pe care îi avem. Categoric. Ar trebui unii să audă să uh, ridice mâine de pe sistemul medical, poate și unii dintre colegii dumneavoastră. Și ar trebui, cred că cel mai important este să înțelegem că Dumnezeu uh, ne-a făcut perfecți, cum spunea și dumneavoastră chiar până și uh, acea legătură între placentă și, uh, pe care ne-ați explicat-o foarte mm. bine, dar uh, el ne-a făcut perfect, noi ar trebui să nu ne uh, facem imperfecți. Categoric, așa este. Dar mai avem până acolo uh, și, din păcate, se vor întâmpla multe lucruri care, pe care nu ne-am dorit să se întâmple sau nu le dorim să se întâmple, dar ține de ființa umană, în ultima instanță. Fiecare cum ne aranjăm uh, lucrurile cum îți aranjezi, -aș așa dormi. Așa se spune, nu? Ori dacă mergem cât de cât uh, într-o manieră civilizată, e ok. Ziceați uh, să ne autoeducăm. Înainte, în fiecare familie, exista o carte de sănătate în familie. Nu știu că dacă vă mai aveți era destul și de un brusăță, și un dicționar medical pe înțelesul da. da. tuturor. Și atunci se ducea și putea să apeleze la dispensarul medical, da? că așa era atunci dispensarul medical, și era medicul generalist, ce era el acolo, îți de ajutor și lucrurile se rezolvau. Toate astea țin de educație. Nu trebuie neapărat să vină cineva să facă educație. Dacă în școli s-ar pune accentul pe acea educație pentru sănătate în mod continuu și în mod obligatoriu, lucrurile s-ar schimba mult mai mult în societatea noastră. Astăzi cred că suntem tentați să ascultăm mai mult opiniile doctorului Google decât unui doctor care a trecut printr-o facultate și intrăm repede să vedem Evident, orice diagnostic are uh, răspuns acolo, dacă suntem uh, uh, răciți putem descoperi toată plaja de afecțiuni și de suplimente, și alimentare. Și de suplimente alimentare. Credeți în suplimentele alimentare? Nu, nici oameni, Dar mai mult decât atâta, majoritatea sunt chimicale. Orice chimicală care este adusă în organism trebuie să ajungă la ficat și ficatul trebuie să știe ce să facă cu el ca să vă dau un exemplu cât de deștept a fost de sus, la nivelul celulei hepatice există foarte multe mitocondrii și respectiv are și posibilitatea să aibă multe lucrări. De ce să aibă, multe, să aibă mai mult nuclei? Pentru că nucleul ce este? un hard cu informații. Și ca să-i dea posibilitatea ca acest hard să fie citit repede și la comandă să elibereze un RNA messenger, care să facă o enzimă care să inactiveze drăcovenia de chimicală, toate astea trebuie să se întâmple repede. Și de a a lăsat epatocitului această șansă să aibă mai multe astfel de harduri, de servere, okay. ca să poată accesa informația. Nu ne batem joc de ele și de dimineață și până seara înghițim chimicale. Cât să facă și picatul ăsta? Când el reprezintă uzina care ne ține în viață. El ne pune la dispoziție proteine să reparăm pe aici pe acolo, lipide să reparăm pe aici pe acolo, pentru că membranele noastre sunt fosfolipidice. El ne dă glucoza ca să ne alimentăm cu energie și să facem energie. Noi ce facem? Fumăm, de exemplu. Când am fumat, monoxidul de carbon din țigară se fixează de 300 de ori mai repede pe hematie decât oxigenul din atmosferă pe care respirăm. Când se fixează așa, stă și mai mult pe hematie. Rezultatul. Rezultatul este unul simplu glucoza se împarte în acid piruvic, acidul piruvic ar trebui să intre la cu un lanțul creps. În creps, dacă intră și are oxigen, face 32 de legături de energie, bioxid de carbon și apă. Dacă nu se duce în creps, se duce la acid lactic. Acid lactic înseamnă acidos, Acidoza știm că acidul arde. Da? Face necroză și face doar două legături de energie. Deci rezultatul este criza energetică la nivelul întregului organism. Atunci de ce să mai fumăm? Întrebare. Întrebarea și răspuns dumneavoastră, așa a fost o lecție de medicină astăzi, chiar a fost o lecție de, de medicină, o mică parte din uh, expertiza dumneavoastră și uh, constat uh, în urma acestei uh, discuții faptul că putem trăi sănătos doar să ne dorim. Corect. Mulțumesc încă o dată, domnule profesor. Correct. Mulțumesc și vouă cei, celor care ne-ați urmărit uh, până în acest moment. Și da, trăiți sănătos și vă încredeți atât în medici cât și în Dumnezeu. Toate cele bune până la ediția următoare! <fixi>